Doamne, stai un pic, că la un moment dat trebuie să intervină un moment de împăcare cu tine însuți și să-ți spui: Doamne, am fost prost. Vreți să vedeți un prost? O spun la 10 ori. Uitați-vă la mine. Atunci când oameni serioși se apucau de business, deveneau milionari sau se apucau de presă, se țineau de presă ca lumea, și eu eram în presă, eram la Zigzag, și în loc să mulțumesc lui Cristoi pe această cale că nu m-a dat afară, în loc să stau în redacție, să scriu, să îmi văd de treabă, eu stăteam în piața universității, unde un informator cu două angajamente, Marian Munteanu, îmi spunea: și acum scuturați aia, și acum faceți aia, și acum Tatăl Nostru, și acum... Doamne, vreți să vedeți, eu sunt străbunicul cretinilor, ai tefeliștilor de astăzi, ăștia, reziștii. Da, ce se întâmplă acum? Problema este următoarea. Problema nu este, domne, că atunci când ești adolescent, ești tânăr, iei o blenoragie. Nu, domne, problema este când se cronizează blenoragia și o ții tot așa până la 70 de ani. Problema e cu ăștia care nu-și revin. Da, și timișorenii ăștia. Domne, să se liniștească, să spună: Domne, eu am ieșit, mi-am riscat zilele de bună credință. Eram convins. Unii da, sunt convins. Și eu la fel. Da. Eu stăteam ca prost în piața universității. Bă, mai avem și e cu sondă la cu Golan. Da. Adică trebuia să fiu prost, exact cum sunt tefeliștii de azi, mă. Prost cu beculețe. Să mă vadă toată lumea, să știe toată lumea că stâmpit. Bă, dar mai și revine, mai și deșteaptă. Băi, Mirele, știi care este problema noastră? Că suntem cu toții exact în situația asta de niște tefeliști răscopiți, care ne-am dat seama că am fost păcăliți. Am dat seama că ne-am dus după fentă atât de ușor. Și eu, pentru mine, de exemplu, este tot o chestie emoțională. Când îmi dau seama cât de ușor am fost păcăliți în tinerețe, cum au făcut să crede niște chestii care, de fapt, nu erau adevărate. Și atunci am apucat nervii și, de fapt, eu investesc foarte mult emoțional pentru faptul că am fost păcălit. Și problema lor este următoarea. Cu noi, cu ăștia, care am avut un soi de drumul Damascului și ne-am răscopit, noi suntem cu atât mai îndârșiți și mai convingători pentru că am trecut pe acolo și suntem un exemplu foarte prost pentru școala sorosistă de manipulare. Pentru că ei iau pe unii tineri, îi cresc și așteaptă ca ei să fie fideli până la adânci bătrânesc, până la 70 de ani, cum zici tu. Și atunci, cu atât mai... îi enervează tipul de Turcescu, Palada, Curea, care și-au dat seama, bă, am fost păcăliți. Și care veni să le spunem altora, bă, vedeți cum sunt păcăliți? Da. Noi le stricăm maglealea. Mirel, dragă, eu am toată înțelegerea pentru ei, pe cuvântul meu de onoare. Dom'le, ei în momentul de față au pojar. Dom'le, atâta doar că pojarul ăsta e o boală a copilăriei care trebuie să-ți treacă și să știi, bă, am avut pojar. Păi eu sunt absolut convins că Palada îi scoate din minți, că om a avut bursă, soră și... Bă, da, s-a prins, vorba lui Țuțea, s-a dumirit. Eu la fel, am fost un prost căruia îi spunea un sifon al securității 90 ce să facă în piața universității. Păi, dom'le, sunt o grămadă care sunt captivi, spiritul, piața universității. Ce spirit, bă? Din ordinul lui Iescu și al lui Măgureanu, Marian Munteanu ne-a strâns pe toți aia anti ca să fim în acvariu la identificat. Pe la un moment dat în piața universității am zis: bă, dar ce-o tot frecăm aici? Hai peste Iliescu la Cotroceni. Mamă, ce-a sărit Marian Munteanu, diversionistul, înlăturați diversioniști. Nu mă trebuia să stăm acolo, mă! Trebuia să stăm acolo până când și să vină minerii și să ne crape și capetele cu rânge, așa cum am avut eu capul crăpat cu o rangă de fier. Palada la... Tu, dar nu vrei să povestești că tu ești... O să povestesc. Tu nu vrei să povestești, nu te-a prostit, mă, Băsescu, și după aia și-a bătut joc de tine? E complicat. Da. Viața e complicat. Iar lumea trebuie să înțeleagă că, din punct de vedere structural, nu există nicio diferență între piața universității și telefoanele cu luminițe, să facem steagul Europei, în 2017. Sau când au încercat să intre în 2018 să cucerească guvernul, să tace guvernul. Absolut. Nicio diferență. Nu e nicio diferență. Servea aceleași nevoi ale luptei pentru putere. De putere, exact. Aceeași manieră de gestionare, de control social asupra unei clase sociale, în cazul de față tinerii progresiști, care sunt naivi. Bătuți în cap, cum eram și noi la vremea noastră. Absolut. Și care ei cred că ce le spune un actor care face și trece, e adevărat. Dar erau în piața universității, bă, Dan Andronic, bă, e student la istorie, e anul întâi, copil și...
era în Liga Studenților. Băi, marele doctor, marele Narciscop, că bă, cel care a făcut primul transplant pulmonar, studia la medicină. Mirele, hai, pe ei, acum, să... Atâta minte aveam, eram idioți. Bă, da, dacă ești tâmpit și la un moment dat nu-ți dai seama că ești tâmpit, bă, abia atunci se încurcă treaba. Da, trăim încă, mă rog, și asta, iluzia asta, mă rog, a revoluției din 1989. Văd aici niște oameni care spun la un moment dat, zic, domne, de ce nu se spune adevărul? Domne, cred că adevărul s-a spus deja. Deci eu am citit foarte multe cărți. Din fragmente adevărul. Da, e adevărat. Fiecare, dar din toate aceste cărți rezultă un lucru foarte clar. Nici de cum n-a fost vorba despre o revoluție. Domne, dar cine vrea adevărul să ia cărțile lui Alex Stoianescu, să ia cărțile lui Tudor Păcuraru? Bă, frate, nu mai... Ce ne leagă însă în toată chestia asta, iartă-o, Mirele, în față de 1989, acum, că mă uitam la treaba asta legată de boicot, sau mă uitam la treaba legată de ce vreți, de facturi. Adică un popor întreg e manipulat ca oile scos în piață cu luminițe becuri împotriva ordonanței 13, pe care alu Dragnea, dar era alu Dragnea, da? Înțelegi în chestia care asta? Care le-ar fi rezolvat problema așa? De acum, nu, a facturilor. Așa? Și acum când tot să zbat să pună în unde o nouă ordonanță de genul ăla, așa, cu facturi, cu nu știu ce, cu una alta, da? Așa? Bă, frate, nu mai iese nimeni în stradă. Deci nu e nimeni. Nu, mai mișto de atâta. Cei mai puternici și cei mai entuziaști susținători ai acestui tip de intervenție, de politică publică, sunt aia care îl demonizau pe Dragnea la vremea respectivă. Frate, stai așa, amnistia și grațierea, prin prescriere, prin ce s-a întâmplat, a fost validată acum ceva vreme, foarte puțin. Două săptămâni, da? Deci suntem în fața unei astfel de chestii. N-ai ieșit tu, nu mă! Unul scos să fie să zică, stai puțin. Da, mă, păi dacă nu i-a scos, nu i-a scos nimeni, nici SRI-ul, nici Soros. În 89 sunt documente deja care vorbesc despre chestia asta, da? Ăștia pe afară erau îngrijorați că românii, deși s-au dat toate semnalele posibile, nu ieșea nimeni. Nu ieșea nimeni. Și atunci au apelat la Tökeș, da, că au zis, bă, hai mă, fă ceva, comunitate, fiind pastor, da? Iei pe ei tăi pe acolo, așa, pe care altfel îi urnești. Da. Și soralia... Fă să explodeze mămăliga. Ori veni naibii și 3-4 români pe acolo, care din naivitate, care om reușine să-i trimite... Dom'le, ăștia care sunteți supărați pe-n casă, că vin facturile mari, dom'le, și aveți copii, de-ăștia, te ferici pe la multinaționale, pe acolo, de-ăștia, tembeluși de-ăștia, cum am zis, am precizat că am fost și noi. Dom'le, luați-i la bătaie, întrebați-i cine i-a scos în 2018 în stradă. Pentru că... Și în 2017, exact, pentru că Virgil Popescu nu ar fi putut să facă o liberalizare, așa cum a promis el, că o liberalizare care va scădea facturile. Dom'le, s-ar fi făcut o liberalizare, dar prețurile ar fi fost plafonate. Ar fi fost 68 de lei, nu ar fi câștigat de la 43 de lei la 1500 de lei kilowatt-oră, ar fi câștigat de la 48 de lei la 63 de lei. Că plafonase Dragnea, ciuma roșie. Da, Mirele, hai să spun ceva, o chestie genială. Știi cine face plafonare în momentul de față? Dumnezeu. Exact pe logica lui Dragnea. Toată Uniunea Europeană, care a plafonat la 180 primii de autor, primii spanioli, mă, din prima secundă. Primii spanioli, dar acum s-a ajuns la nivelul întregii Uniunii Europene să cadă toți la pace, că trebuie plafonare. Bre, aproape că îmi vine să dau un fandaxie și să zic, știi, vor cam caragiale, că ăla știa ceva, bre. Deci ăsta, Bibicule, crede-mă, deci încep să cred. Sigur că mai deci sunt niște lucruri care au două secvențe sunt, da. Asta cu Dragnea care voia să plafoneze și acum să vedem cu toții că era. Și cu redevențele. Nu uitați și pe aia cu redevențele. Bă, și a doua chestie care nu iese din minte, eram încă deputat. Deci anul 2020, da? Undeva prin august, înainte de sfârșitul sesiunii parlamentare din primăvară, da? Încep să curgă pe adresele de mail, dar nitam nisam, ale tuturor deputaților. Bă, nu se discutase nimic, nu era niciun proiect de lege, nimic, nu era o chestie. Niște mail-uri din partea, da, mii de mail-uri am primit la momentul acum, am primit toți, în care se spunea nu împotriva vaccinării obligatorii. Bă, băieți, deci să fie foarte clar,
Nu exista niciun semnal la acel moment, se poate verifica, da? Și sunt unii care încă mai sunt deputați, au cu siguranță în continuare adresa de mail de la Parlament, la acel moment nu exista niciun fel de lege în dezbatere, abia după aia a început să apară o chestie. Dar dintr-o dată mii de mail-uri care spuneau nu vaccinării obligatorii. Da.